Bărbatul din Peșteana a fost surprins circulând cu o viteză uluitoare pe DN66, localitatea Sărdănești. El a depășit cu mult limita de viteză maximă admisă pe sectorul de drum pe care circula. Ieri, polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au depistat un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Peșteana, în timp ce conducea un autoturism pe DN66 Sărdănești, având o viteză de 170 de km pe oră, fapt înregistrat cu aparatul radar. Bărbatul i-a fost reținut permisul de conducere pentru 4 luni de zile, fiindu-i eliberată o dovadă fără drept de a conduce și, de asemenea, acesta a fost sancționat cu amendă în valoare de 1650 de lei. Polițiștii din cadrul IPJ Gorj fac un apel la șoferi să circule cu prudență și să nu circule cu viteză, pentru că pot produce adevărate tragedii. Raziile vor continua pe străzile din Gorj pentru prinderea șoferilor care calcă prea tare pedala de accelerație.